Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Alături de mine în studioul Credo TV se află fratele Iosif Zon, binecunoscutul pastor și doctor în teologie și literatură, autor a mai multor cărți și în prezent promotor a unei mișcări de reformă pentru România. Bine ați venit, frate Iosif Zon. Bine v-am găsit, Rodica. Mă bucur că în călătoria dumneavoastră în România ați putut să vă opriți și la noi la Credo TV, aici unde realizăm emisiuni urmărite în țară și în străinătate, unde considerăm că este un centru al românilor creștini de pretutindeni și de unde ne străduim să transmitem vești bune și încurajare. Pentru că iubiți România, mă bucur că avem ocazia să vorbim și vreau să vă întreb cum găsiți România la această nouă vizită. Eu toată viața am fost un om optimist. Mi-a plăcut să văd totdeauna partea bună. Mi-a plăcut totdeauna să știu că Dumnezeu are ultimul cuvânt și că indiferent cât de mare e opresiunea, cât de mare e întunericul, Dumnezeu biruie și lumina Lui biruie. Așa că și în cele mai negre situații, eu eram optimist, eu vedeam înainte, eu vedeam că se va prăbuși comunismul și tot așa vedeam că România se va transforma, nu atât de repede cât aș fi dorit eu, că eu sunt așa năvalnic și vreau ca totul să se facă repede, dar el câteodată mă mai temperează, însă mă bucur că văd schimbări mari și în toate planurile, în toate planurile văd mâna lui Dumnezeu și se împlinește planul extraordinar al lui Dumnezeu. V-am auzit prezentându-vă singur și aș vrea să reluați ideea aceasta și în cadrul emisiunii. Sunteți, ați spus dumneavoastră la câteva întâlniri unde am participat, că sunteți un sclav al lui Dumnezeu. De ce vă numiți așa? Rob al lui Hristos. Definiția e luată din Efeseni 6:6. Roba lui Hristos care face de bună voie și cu bucurie voia lui Dumnezeu. Roba lui Hristos fiindcă El m-a cumpărat. Când l-am văzut cât e de bun și cât am văzut ce face pentru mine, am zis: merită să-mi fii tu, stăpân, merită să-mi guvernezi tu viața. Și de bună voie m-am dăruit lui, m-am subordonat lui, m-am făcut proprietatea lui și am luat decizia că nu mai întreb unde mi-e mie mai bine, ci totdeauna întreb unde mă vrei tu, stăpâne. Cea mai frumoasă viață e viața care o trăiești cu gândirea Lui, cu călăuzirea Lui, că El știe mai bine decât mine ce-i bine. De aceea sunt robul Lui. Am întrebat asta pentru că sunteți totuși la o vârstă înaintată, n-am să spun eu vârsta, și călătoriți între două continente cu un mandat. Și singur vă prezentați ca și sclav, ca și rob al lui Dumnezeu care are un proiect pentru dumneavoastră. Este totuși impresionant pentru noi cei mai tineri faptul că Dumnezeu vă trimite cu un mandat în România la o vârstă înaintată și percepeți această misiune cu atâta bucurie, cu atâta optimism. Vreau să facem o precizare. Am auzit pe mulți în ultima vreme zicând că vârsta omului este 70-80 de ani. Și când ajungi acolo, ești terminat. Vă rog să vă uitați în cartea Geneza,
Dumnezeu a coborât vârsta omului la 120 de ani. Moise, în Psalmul 90, vorbește de vârsta omului 70, cel mai tare la 80, dar el vorbea de oamenii care trăiau în pustie, în deșert, unde viața era grea. Însă același Moise a dat decretul lui Dumnezeu că omul ar trebui să trăiască până la 120 de ani. Și ce s-a constatat e că dacă omul gândește că i s-a terminat viața, i s-a terminat. Proverbe 23:7. Cum gândește omul în mintea lui, așa este el. Sau în traducere românească, omul e așa cum își face socotelile în suflet. În momentul în care eu aș zice, nu mai am de lucru, nu mai am de ce trăi, efectiv moare. Dar la vârsta asta de 81 de ani, eu am o nouă viziune sau viziune mai puternică, că de-abia de acum încep. Cea mai mare lucrare a vieții mele începe acum. Și de aceea am o nouă tinerețe, am o nouă vigoare, pentru că am o nouă viziune. Și de aici și energia, pentru că Dumnezeu, care originează proiectul, el și energizează omul pe care îl ales pentru proiect. Și ce el originează, el și finanțează. Deci, așa, sunt fericit și voios. Frumoasă vârstă, 81 de ani, și vă doresc multă sănătate și multă putere. Iată că sunteți o încurajare prin exemplu personal pentru cei mai în vârstă, care poate gândesc cu mult mai pesimist, nevăzându-și rostul sau influența pe care pot să o aducă. Vorbiți-ne despre proiectul acesta care vă energizează și vă face să vă simțiți atât de tânăr. În primul rând, între credincioși și evanghelici predomină o gândire pesimistă cu privire la istorie. De undeva, nu din Biblie, au scos ideea că în actuala istorie lucrurile merg din rău mai rău și că singurul lucru pe care îl așteptăm e ca Domnul Iisus să ne scoată de aici. Ori, când Domnul Iisus a venit pe pământ, El a venit cu scopul de a transforma umanitatea. Când a adus împărăția lui Dumnezeu aici, împărăția lui Dumnezeu pe care cei care o văd dau buzna și intră în ea, și împărăția lui Dumnezeu care intră în lăuntru nostru. Împărăția lui Dumnezeu este un teritoriu în care se face voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu ne este definită în învățăturile Domnului Iisus. Duceți-vă, le-a spus Domnul Iisus ucenicilor la sfârșit, ucenicizați națiunile, învățându-i tot ce v-am învățat eu și învățându-i să trăiască cum v-am învățat eu. Și asta e numit de el să se facă pe pământ voia lui Dumnezeu cum se face în ceruri. Noi abia așteptăm să mergem în cer. Și Domnul Iisus ne-a spus că se duce să ne pregătească loc, pentru că El vrea să fim și noi acolo. Dar, deocamdată, El ne-a dat Evanghelia Împărăției cu care să creiem pe pământ o societate care e ca în ceruri. Până ajunge în cer, trebuie să facem pe pământ o viață ca în cer. Și aceasta e viziunea. Viziunea e să creiem întâi de toate colonii ale cerului. Roma făcea colonii ale Romei în diferite țări cucerite. Erau cetățile cu colonie, cu orașele cu cetățenie romană.
erau plasați acolo soldații romani ieșiți la pensie și rolul lor era să aducă civilizația romană și cultura romană în cetatea aia și în țara în care erau plasați. Noi suntem colonii ale cerului, în care trebuie să ilustrăm cetățenia cerului și civilizația cerului și cultura cerului sau cultura împărăției lui Dumnezeu. Aceasta e viziunea, să transformăm națiunea română arătând civilizația cerului și cultura cerului, ilustrând-o. În primul rând, când el spune împărăția lui Dumnezeu e în voi, eu trebuie să fiu un teritoriu a împărăției lui Dumnezeu. Familia mea trebuie să fie un teritoriu a împărăției lui Dumnezeu. Biserica mea trebuie să fie o colonie a cerului. Și aici e problema mare, că noi n-am transformat bisericile în școli ale bunătății. Rolul principal a unei biserici ar trebui să fie școală a bunătății, care produce oameni buni cum Dumnezeu e bun. Și când biserica își va împlini menirea aceasta de școală a bunătății, care produce pentru pământ, pentru națiune, oameni care seamănă cu Dumnezeu, buni ca El, miloși ca El, iertători ca El și plini de iubire ca El. Le iau astea din Efeseni 4:32 și capitolul 5, versetul 1. Deci, viziunea e aceasta. Viziunea ne-a dat-o Domnul Iisus. Ceea ce mă caracterizează pe mine eu că toată gândirea mea eu o bazez pe învățăturile Domnului Iisus și eu am hotărât să-L cred pe Domnul Iisus 100%. Dacă El îmi spune fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru e desăvârșit, adică fiți buni cum El e bun, eu zic se poate și pornesc la drum și dacă El zice roagă-te să vie împărăția lui Dumnezeu, adică să se facă voia lui Dumnezeu pe pământ ca în cer, eu nu m-am văzut asta din naivitate. El are programul ăsta și eu cred pe Domnul Iisus 100% și mă apuc de lucru. Și mai sunt alte câteva asemenea declarații ale Domnului Iisus care lumea le crede imposibile. Dar dacă eu îl cred pe Domnul Iisus 100%, îmi însușesc viziunea Lui și pornesc la drum. Și împărăția lui Dumnezeu e ca o sămânță de muștar. E mică, dar repede se face un copac în care vin popoare, națiuni. Deci, noi semănăm sămânța pe care El zice că e cuvântul despre împărăție. Sămânța semănată de Domnul Iisus e cuvântul despre împărăție. Și aici e cheia. Rostul nostru e să-L pictăm pe Dumnezeu, să-L descriem pe Dumnezeu, să-L înfățișăm pe Dumnezeu așa cum ni l-a revelat Domnul Iisus. Înainte de toate, El e bunătate, El e iubire. Dumnezeu e totalmente bun, Dumnezeu e totalmente iubitor. Noi credem că e un polițai care stă cu bâta să dea, cum ai îngreșit puțin, poc, să-ți dea în cap. Nu e așa. Păcatele noastre le-a sorbit în sine și a murit cu ele prin Fiul Său la Calvar. Și dacă noi venim la El și zicem, păi eu nu-s vrednic, eu sunt păcătos, El spune, dar cine spune că ești păcătos? Eu îți spun că te iubesc și -s bun și vreau să fii ca mine. Scoate-ți din cap că ești păcătos. Asta ți-a pus cel rău în cap. Eu n-am nimic împotriva ta.
Eu sunt bine dispus față de tine. Eu vreau să-ți doar dau doar modelul meu de a fi. Pentru că eu vreau să îmi creez pe pământ copii care seamănă cu mine. Și încă o dată, când el e așa, Moise, când l-a văzut pe Dumnezeu în felul acesta ca bunătate și adevăr și dăruire de sine, reacția lui Moise a fost: ia-mă în stăpânirea ta. Adică acestui Dumnezeu mă pot supune. Și reacția mea e în cuvintele acelea: eu m-am făcut robul lui. Rob de bună voie. Ești prea frumos ca eu să rămân să trăiesc fără tine. Frumusețea ta mă cucerește, iubirea ta, bunătatea ta, și zic: îmi place, mă dăruiesc ție și vreau să fiu modelul tău, să te oglindesc în lumea asta. Și dacă facem asta suficient de mult, oamenii sunt atrași de frumusețea lui Dumnezeu, o doresc în ei și se transformă. Nu de frica de bâtă, nu de frica de pedeapsă. Cu pedeapsa niciodată nu transform oamenii, îi mai înrăiești. Dar dacă văd bunătatea lui, mă topesc. Inima mea împietrită devine inimă de bunătate și de iubire. Numai așa vom transforma lumea, dacă îl vom înălța pe Dumnezeu ca iubire și bunătate. Și un Dumnezeu care totdeauna ne zâmbește, care totdeauna e bine dispus față de noi. Viziunea acestui Dumnezeu e cheia transformării societății umane. Aș vrea să vă întreb, pentru că suntem la o emisiune urmărită în mod special de către femei, dar nu numai, pentru noi femeile, care este rolul nostru specific al femeilor în această împărăție, în această lucrare de reconstrucție? Eu cred că avem un rol, pentru că și în cartea Neemia îmi place să citesc că unul dintre preoți a zidit împreună cu fiicele sale, deci au fost și femei acolo care au ajutat la reconstrucție, și cred că și femeile au un rol în reconstrucția și renașterea unei națiuni. Mulțumesc că mi-ai pus întrebarea asta. Până la Domnul Iisus, femeia era disprețuită, era ținută undeva jos, era roabă. Domnul Iisus a luat pe cele mai declasate femei și le-a redat onoarea, demnitatea, și-a ridicat femeia la nivelul bărbatului. Pavel spune: în Hristos nu mai este bărbat și femeie. Femeia a fost ridicată la nivelul ăsta și apostolul Petru spune: bărbaților, cinstiți-vă nevestele ca unele care vor moșteni eternitatea împreună cu voi. Cinstește-o pentru că dincolo va fi și ea pe o poziție egală cu tine. Și tu începe de acum să o tratezi așa. Prin urmare, femeile au percepție mai bună decât bărbații. Mie îmi pare foarte bine că am văzut în toată țara că femeile primesc mai repede viziunea acestui Dumnezeu și acestei împărății pe care le vestesc eu. Și mă bucur pentru că femeia are putere de influență mai mare decât bărbatul. Apropo de așa asta, ziceți. Ce este un lider? Un lider este un om care are influență.
Și cu cât are influență mai largă, cu atât este mai mare lider. Femeile au putere de influență mult mai mare decât bărbații. Uită-te acum că tot mai multe femei devin lideri de state. Uitați-vă la asta. De la Merkel în Scandinavia și până în Argentina și Brazilia, președinți de țară. De ce? Pentru că dintr-o dată se vede că ea influențează mai multă lume decât bărbatul. Așa că vă salut, liderele lumii. Țineți cont, liderul are influență. Un lider e cel ce influențează oameni. Și orice individ influențează cel puțin 4 persoane din jurul său. Cei mai modești oameni au cel puțin 4 persoane pe care le pot influența. Prin urmare, fiecare om e lider în cercul. În grupul lui. Așa. Și când înțelegi să ai influență spre bine, să ai o influență care dă valoare altora, care le dă demnitate, care îi înalță și exersezi această influență, devii un lider care face planul lui Dumnezeu pe pământ. Numai că unii nu cred ca și dumneavoastră și sunt reticenți la roluri de influență, mai ales deci poziții de influență, de leadership pentru femei. Chiar există o teologie că asta n-ar fi după voia lui Dumnezeu. Și cumva crede, limitează. Astea sunt teologii omenești. Și ce dacă? Noi ne uităm la ei și zicem săracii de ei, ei încă trăiesc cu mentalitatea din Vechiul Testament. Și nu-l mai poți scoate de acolo toată viața. Lasă-l, respectă-l, iubește-l, dar școlează tineri care altfel gândesc și care sunt gata să spargă tiparele străvechi. Numai oamenii care îndrăznesc să spargă tiparele atât de dragi unora, numai aceia înnoiesc națiunea, numai aceia croiesc viitorul. Așa că gândește în felul acesta, gândește că Dumnezeu are în România nevoie de femei de mare influență pentru împărăția lui. Când femeile captează viziunea împărăției lui Dumnezeu, care e viziunea unui Dumnezeu iubitor, care dă tuturor valoare, care vrea să ridice pe toți oamenii la nivelul lui, când femeile se îndrăgostesc de această viziune și încep să lucreze pentru ea, atunci vom câștiga biruința. Să facă Domnul, cum scrie în Psalmul 68, ca femeile aducătoare de vești bune să fie într-adevăr o mare oștire. Și îmi place să nu mă opresc la versetul acela, pentru că versetul următor spune că împărații oștirilor fug și cea care rămâne acasă împarte prada. Deci eu cred că mandatul acesta este și pentru femei casnice, și pentru bunici, și pentru absolut orice femeie care îl cunoaște pe Dumnezeu poate influența, așa cum ați spus, schimbarea în bine. Ca acea colonie a împărăției lui Dumnezeu să cuprindă toată țara și toată lumea. Amin. Sunt de acord. Mulțumim pentru încurajare și punem la inimă, păstrăm în inimă părerea dumneavoastră. Am putea continua cu lucruri foarte concrete.
și să recunoaștem că pentru viziuni noi se plătesc și prețuri mari. Și aș vrea să vedem prin exemplu dumneavoastră personal cum ne încurajați să plătim prețul, pentru că și dumneavoastră ați întâmpinat împotrivire și sunt prețuri pe care și sacrificii pe care le-ați făcut, dar văd că sunteți plin de pasiune pentru această nouă viziune pe care o aveți. Când îndrăznești să spargi tipare, pentru mulți ai călcat pe lucrurile sfinte. Deși tu vrei să aduci sfințenia lui Dumnezeu, dar pentru ei tiparele sunt mai prețioase chiar decât sfințenia. Vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că eu sunt pasionat pentru sfințenie și sunt mulți care pentru asta nu mă pot înghiți. Dar, încă o dată, îi iubesc, mă alungă dintre ei, mă ostracizează. Ăsta e un preț pe care îl plătesc. Dar îi înțeleg pe oamenii aceia și îi iubesc pentru că sunt frații mei. Și cu dragoste eu mă duc înainte și construiesc viitorul. Preț. Când vrem să facem o școală a bunătății, efectiv să facem școala bunătății, uitați-vă că am făcut deja multe cursuri care mi se transmit despre împărăția lui Dumnezeu. Vreau să știți că orice mișcare care o facem costă. Costă și bani. Și banii vin de la oamenii care știu să facă bani și care știu că Dumnezeu le-a dat darul de a face bani ca după aceea ei să se uite împrejur. Dumnezeu mi-a dat bani ca să sprijinesc proiectele Lui. Și dintr-o dată oamenii aceștia, ei devin agenții lui Dumnezeu, sprijinând proiectele lui Dumnezeu. Lucrul acesta e foarte înrădăcinat deja în Statele Unite și în Canada. Uitați-vă că acolo oameni care fac bani până pe la 40-50 de ani, dintr-o dată se retrage, anunță că a făcut o fundație și de acum trăiește pentru acte de filantropie. Bill Gates, 30 de miliarde puse ca să ridice nivelul de trai în Africa. El așa a crescut în filozofia asta. Fac bani până la o anumită vârstă și după aceea îmi împlinesc proiectele umanitariste pe care le-am captat și pe care le doresc împlinite. Eu sper că chiar cu învățătura asta despre împărăția lui Dumnezeu vom stârni și în România același fel de gândire. Am făcut bani, am făcut bani, la un moment dat spun, destul. Unde să investesc? Care e cel mai frumos proiect care atunci când mă duc la Dumnezeu să-mi spună, băiete, tu ai făcut unul dintre cele mai mari lucruri în România. Tu ai știut să alegi pe omul acela sau proiectul acela și cu banii care eu te-am făcut să-i câștigi, tu ai realizat proiectul din punct de vedere financiar. E, viziunea asta, repet, la noi încă e abia la începuturile ei. Dar și asta e o sămânță de muștar. Tot o sămânță împărăției. Și
mulțumesc lui Dumnezeu că eu deja văd că sunt și felul acesta de oameni. Tot ca proiect, ca parte a răspândirii împărăției lui Dumnezeu. Vrem să facem o școală la nivel academic, școala bunătății. Oare unde sunt sprijinitorii care să zică noi să-l ajutăm să o facă? Așa că, dar eu sunt optimist. Vreau să vă spun că am făcut o poezie și eu. Ce Dumnezeu inițiază, Dumnezeu finanțează. Amin. Deci, plătim prețul. Primul preț e prețul ostracizării. Nu toți oamenii ne înțeleg. Aci vreau să mai fac ceva, să vă spun diferența între un general și un capitan. Pentru că tot vorbeam de o știre și chiar și noi femeile suntem chemate la lupta spirituală, e binevenită Israelul, parabola. Toate femeile sunt și ele în armată. În armată, așa e. Așa că la statul major al armatei sunt câțiva generali cu gândire strategică. Lor li se dă tot în mână, ca informație. Tot ce are dușmanul. După aceea, tot ce avem noi, ce plănuiește dușmanul, cum ne vom apăra, cum vom ataca. Planul ăla se numește planul strategic. Numai puțin îl cunosc. Pentru că de la vârf se duce la armate, la divizii, la regimente, la companii. Când ajunge la companie, acolo e capitanul. Capitanul e conducător de companie. Și lui se dă atât. Tu vei cuceri valea aceea. Sau tu vei apăra dealul acela. El habar n-are de ce. Pentru că el n-are viziunea generală. Dar el știe că el trebuie să apere. Acum vreo 2 ani am ținut o prelegere pe tema asta la Universitatea Creștină din Gießen, din Germania. Și le-am explicat la studenți așa. Voi sunteți formați să fiți pastori, adică veți fi capitani. Și compania voastră e o biserică. Și voi vă duceți acolo și ziceți, domnule, am atâția bătrâni pe care trebuie să-i mulțumesc și să se ducă de aici liniștiți. Și am o serie de tineri zurbagii pe care trebuie să-i domesticesc și să-i înrolez și pe ei în lucrare. Dar noi în Europa, la ora actuală, n-avem generali. Vorbesc de evanghelici, că dacă ai fi general, te-ai întreba ce s-a întâmplat acum 200 de ani că dintr-o dată au început să se golească bisericile. Care au fost factorii care au distrus creștinismul? Și eu vă spun 2 dintre ei. Unul a fost teologia liberală care a stricat încrederea în Biblie, că Moise n-a scris el cărțile, că Daniel n-a fost scris de Daniel. Asta e critica Bibliei, care dinăuntru, de la teologi, a ruinat încrederea în Biblie. 2 a fost teoria evoluției, care le-a dat oamenilor de știință încrederea că ei pot explica lumea fără Dumnezeu. Teologia liberală în seminarii și teoria evoluției în universități și-a golit bisericile. Acum, dacă ești general, întâi vezi cauzele și după aceea zici, cum pot reversa procesul? Îmi trebuie o nouă privire asupra Bibliei,
un nou mod de a apăra adevărurile Scripturii, îmi trebuie o nouă gândire în universități, îmi trebuie adus Dumnezeu în centru științelor și îmi trebuie Dumnezeu adus prin frumusețea Lui să fie atractiv și să schimbe societatea. Dacă ești general, îți vei zice, cum pot realiza asta? Câți oameni îmi trebuie? Cum îi formez? Ce se întâmplă însă? Strategii ăștia nu își înțelegi nici măcar de capitani, chiar pastorii, care zice, lasă-mă, domnule, eu am problemele mele la biserica mea, nu-mi bate capul cu ce se va întâmpla cu România. Îți trebuie generali care gândesc cum să schimbăm mentalitatea din România. Și generalii fac planuri strategice, neînțeleși de marele public. Ce ne trebuie nouă? Noi avem problemele noastre actuale, noi să fim oameni cum se cade și abia așteptăm să mergem în cer, sau să vie răpirea și să lăsăm lumea asta, că și așa nu o putem schimba noi. Prima dată când mi-a explicat mie conceptul ăsta a fost în 1969, Binția Wurmbrand. După ce i-am explicat eu câteva lucruri... Sora Sabina Wurmbrand. Da, Sabina Wurmbrand. Noi ziceam Binția. Zice, măi Iosif, tu ai cap strategic. De aceea oamenii nu te vor înțelege. Pur și simplu oamenii nu te înțeleg că tu gândești altfel decât ei. Ei gândesc tactic, în cercul lor imediat. Tu gândești strategic, la nivel înalt. Și atunci, nu te supăra că nu te înțeleg. Iubește-i așa cum sunt. Și tu du-te înainte și fă lucrarea ta. Deci, avem un plan strategic pentru România. Pentru România, chiar dacă nu suntem înțeleși de proprii noștri frați. Că ei imediat zic, domnule, ne strică ce am avut, ne strică credința, vai de noi, pentru că se tem de nou, se tem de schimbări. Ce urmărește oare? Nu urmărește cumva să ne dea în cap? Și tot felul de speculații, cu ce intenții o face? Și ți atribuie tot felul de intenții ca să te omoare. Mai spun ceva, ce? Diavolul, când n-are argumente împotriva noastră, el zice... Nu te atinge de mesajul lui, că nu-l poți combate. Împroașcă-l pe el cu noroi. Cum au zis despre Ieremia, veniți să-l ucidem cu vorba. Păi, domnule, ăsta a furat banii de la... Sau ăsta are o amantă, sau ăsta înșeală, sau ăsta are intenții ascunse. Și fă ceva ca oamenii să nu-l mai asculte. Păi cum să-l mai asculte? Tu n-ai auzit ce face? Zice, tu n-ai auzit ce? Păi are intenții ascunse. Și diavolul a câștigat. L-a ucis cu vorba. Dar eu trebuie să iubesc și pe ea care mă împroașcă cu noroi. Să iubesc și pe ei, că și ei sunt oameni pentru care a murit Domnul Iisus. Și ei au valoare dumnezeiască. Și eu zic, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Și iubindu-i, mă duc și clădesc viitorul, fără ajutorul lor. Și chiar poate prin criticile lor... Să spun acum, să-mi veselim, un măgar a căzut într-o fântână
fântâna era uscată. Și a început să răgnească și dacă a văzut că nu vine nimeni, ce a văzut? A văzut că veneau oamenii să arunce gunoi. Au făcut din groapă de gunoi acolo. Și măgarul se scutura și călca pe gunoaie. Și în câteva zile, călcând pe gunoaie, măgarul s-a ridicat. A ieșit deasupra. A ieșit deasupra. Așa că dacă te aruncă cu gunoaie pe tine, fă ca măgarul. Urcă-te pe ele și ieși afară. Vorbeați de cultura împărăției lui Dumnezeu și am putea dezvolta, deși ne-a mai rămas puțin timp, că va trebui să încheiem, ne apropiem de finalul emisiunii, care ar fi domeniile care vizează, unde anume în societate ar trebui să impactăm? Pentru că gândirea dumneavoastră de general vă trimite mult în afara bisericii. Mi-am dat seama din ceea ce ați spus. Acum vreo 10 ani s-a făcut o descoperire epocală în științe. A început din neurologie, studierea creierului. S-a constatat că dacă omul gândește bine, cu bunătate, bunătatea aia declanșează în creier substanțe ale sănătății. Endorfine, dopamină, oxitocină, tot felul de hormoni care duc la sănătatea omului. Dacă omul e încrâncenat, e plin de ură, e plin de teamă, e tot timpul în alertă, se secretează adrenalină și hormonii de stres, care pe lungă durată sunt otrăvuri. Și unii medici acum zic că 90% dintre boli își au originea în gândurile toxice. În ură, dușmănie, răutate, anxietate, frică. Cea mai ascultată predica mea în anul ăsta pe internet e predica despre frică. Cineva a studiat de ce toată lumea ascultă predica aia. Pentru că la oameni li frică. La unii li frică de DNA, la alții li frică de ANAF, la alții li frică de alte inspecții, frica de ziua de mâine, frică de îmbolnăvire. De sărăcie. De... Domnule, nu vă temeți. Nu vă temeți pentru că vă distrugeți. Căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și Dumnezeu vă dă tot restul. Și se constată că dacă îi schimbăm omului gândirea și îl învățăm să gândească cu bunătate, se vindecă. Și există un nou fel de terapie, psihoterapie, pe bază de compassionate mind. E un profesor, Gilbert, în Anglia, care a scris o carte mare, The Compassionate Mind. Compassionate, el spune, înseamnă bun. Minte bună. Minte plină de bunătate. Acum, eu provoc neurologii din România. Studiați cărțile astea. Dacă vreți, scrieți-mi și vă dau mai multă bibliografie. Și noi trebuie să strigăm întregii României. Nu e în interesul vostru să fiți răi. Nu e în interesul vostru să fiți corupți. E în interesul vostru să fiți buni, să fiți darniși, să fiți generoși, să fiți încrezători în Dumnezeu, să fiți iubitori. Dacă le faceți astea, vă vindecați și totul vă merge bine.
Dar lucrul ăsta trebuie să-l facă întâi de toate neurologii, medici și psihiatri. După ce studiază și se conving ei de ceea ce spun acum acești pioneri în domeniu, ne vor da un argument serios pentru școala bunătății. Pentru că medicii ăștia spun, cine mă poate învăța atunci bunătatea? Pentru că bunătatea e elementul cel mai important pentru vindecare. E o caracteristică a lui Dumnezeu. Exact. Acum, a venit aici John Maxwell. John Maxwell e un pastor în America. El a adunat 21 de principii pentru o economie sănătoasă. Toate astea nu sunt altceva decât împărăția lui Dumnezeu adusă în business-uri, în economie. Ne trebuie dintre acești, că în România deja sunt vreo 400 în asociația lui Maxwell, dintre care am auzit că cel puțin 100 sunt credincioși. Ne-ar trebui ca din ei să capteze viziunea împărăției, a culturii împărăției, să zică o ducem în economie. Culmea, a apărut trei cărți a unui scriitor de la Emory University din Atlanta, care spune agape trebuie adusă în politică. Agape e iubirea descrisă în Corinteni 13. Nu justiția, nu corectitudinea, nu dreptatea pe primul plan în politică, ci agape. Când vom aduce agape, iubirea care e plină de bunătate, între politicieni, și când ei vor construi un nou fel de politică la parlament, în orașe, în toată conducerea, în toată administrația țării, nu se va mai face niciun rău pe tot pământul, pentru că toți mă vor cunoaște, zice Dumnezeu, ca bunătate, ca iubire și ca sănătate mentală și spirituală. Deci, în toate domeniile ne trebuie oameni care au înțeles cultura împărăției lui Dumnezeu și care au înțeles că pe primul plan e Dumnezeul iubirii și al bunătății, care n-are bâtă în mână, ci care are o inimă largă și două brațe deschise. Brațele alea, unul se numește Iisus și celălalt Duhul Sfânt. Un teolog de pe anul 180, Irineu, a spus, Duhul Sfânt și Domnul Iisus sunt cele două brațe cu care ne îmbrățișează Dumnezeu. Această imagine a unui Dumnezeu bun și binevoitor și care te îmbrățișează prin Fiul Lui și prin Duhul Lui și îți dă natura Lui, îți dă felul Lui de a fi. Prin acest fel de Dumnezeu transformăm oamenii. Și când înțeleg oamenii din toate sferele că în sfera lor ei sunt agenții acestui Dumnezeu transformator, creiem, în primul rând, creiem opinia nouă. La ora actuală, lumea nu se poate schimba. E disperat. Dar când vom căpăta viziunea acestui Dumnezeu și când vom căpăta pasiunea pentru acest Dumnezeu și când vom crea o cultură tot mai mare bazată pe astea, vom reuși, pentru că e planul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumim mult pentru
încurajare și pentru aceste lucruri înalte pentru noi, care ni le transmite Domnul. Mă gândeam, acum îmi treceau prin minte multe, multe versete care vorbesc din Vechiul Testament, dar și din Noul Testament despre împărăția lui Dumnezeu. Cât de măriață, cât de puternică și cum spune Daniel că nimeni niciodată nu o va putea birui, cât de frumoasă este ea descrisă, numai că din păcate am înțeles că nu pentru noi, nu pentru acum, ci cândva mai târziu. E minunat să aflăm că există și pentru acum mult mai mult decât am știut noi și că există pentru România. Vă mulțumim pentru acest mandat de restaurare a României pe care l-ați acceptat din partea Domnului și Dumnezeu să vă întărească, să ne mobilizați. Mulțumesc! Slăvit să fie El! Așa să fie și vă doresc mult succes și să auzim tot mai multe lucruri despre proiectul acesta. Aș vrea în final să spunem telespectatorilor că pot auzi mai mult despre cultura împărăției lui Dumnezeu, despre viziunea pe care o aveți, în predicile noastre expuse de pe site-ul iosifton.ro. Deci acolo pot iosifton.ro, toate mesaje, articole în YouTube, în Facebook, toate plecați de la iosifton, într-un cuvânt cu litere mici, iosifton.ro. O să și afișăm pe ecran. Și eu vă felicit, Dumnezeu să binecuvinteze Credo TV și pe Rodica Baciu cu frumoasele ei interviuri. Dumnezeu să te țină și să te folosească pentru cultura împărăției, pentru că voi asta faceți. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. L-ați ascultat pe fratele Iosif Țon, doctor în teologie și literatură. Ne bucurăm pentru ceea ce am auzit, pentru faptul că România se poate schimba și că putem chiar în generația noastră să vedem mai mult din bunătatea lui Dumnezeu. Vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile săptămâna viitoare. Să fiți binecuvântați și să ne revedem sănătoși! O emisiune sponsorizată de Matero.